La noi, care mai mult vorbeau despre lupta cu corupția, așa e cel mai mult ofurat. Amu măcar la comuniști și la socialiști nu scriu nimic despre lupta cu corupția, măcar știți cum, pleacă primii la cusut păpuși în penitenciarul 13 ori în altă. Dar sunt puncte clare. Prima, lichidarea Centrului Național Anticorupției. Punctul meu din 2014, care domnul Boțan, sunt sigur că îl ține minte foarte bine, nu l-am schimbat, când mie îmi spuneau că nu e corect, că este o instituție importantă, s-a demonstrat că era în 2014 cu cuibarul corupției, după 2014 încoace, Landromatul scăpat, miliardul s-a oferut, nu a văzut, concesiunea aeroportului a auzit ceva, dar n-au avut tărie să iasă cu probele, nicătând că știu că au probe clare cum din furtul miliardului a fost. De asta Centrul Național Anticorupție îl lichidă, reforma SIS-ului, că cinea unii costă 6 milioane jumate de euro pe an, din 2014, de când m-a scos din alegeri, în ultimii 7 ani, s-o cotiți că pe noi ne-a costat 45-50 de milioane de euro întreținerea unei structuri care s-au reținea niște profesori doctori, l-au reținut pe filat, le-au dat voie plăcutnic și pșor l-au ținut câteva luni acolo în jos la sanatoriu. După reforma SIS-ului, foarte important, și lichidarea CNA-ului, o structură nouă despre care mulți experți spun că USAT e mai în glumă, Mossad-ul moldovenesc. Eu când spun Mossad, este o structură care se ocupă în primul rând doar cu ceea ce ține de lucru în afara țării, în Israel. Cel mai important, am vorbit despre ei că ei au organizat niște operațiuni care sunt astăzi în majoritatea manualelor, în academiile serviciilor speciale din lume și inclusiv Academiei de Poliție. Și iată ce am vorbit eu prin Mossad. Astăzi avem nevoie de un Birou Național de Investigații care să se ocupe nu doar cu corupția în rangul înalt, că de unii au luat Moș Ion 20 de găini sau care au vândut 100 de curcani și nu a achitat taxele, să ocupe poliția economică. Ăștia să se ocupe cu deputați, miniștri, deci de conducerea de vârf a țării și să aibă grijă și de cei care se află bine mersi peste hotare, fiind siguri că niciodată nu vor ajunge în fața justiției din Republica Moldova. Și de asta când mulți experți se dau cu părerea la unii posturi că e cu sate, declarații populiste, ei în viața lor nu au participat nici la o ședință, nu au construit nici o poiată, dar idem și experți și în Mossad la noi. Unii. De asta ca să ajungem și să-i punem la respect pe corupție, ca să aibă frică să pui mâna pe bani, altfel nu hotărâm problema. Deci avem nevoie de modificarea codului penal. Să fie clar că pedepsele pentru corupție se înceapă cu 15 ani de pușcărie. Vă asigur eu că și unii judecători cu casele de la telecentru foarte bine o să se gândească că n-a să fie clar că e de la 15 ani. Nu e amendă penală. Să nu se mai întâmple cazuri când îi vedem la televizor luați în flagrant, pe urmă că le dăm compensație și iese la lucru. Și al mai important moment, de care au frică 90% din cei care au condus și conduc astăzi. Prezumția de vinovăție a funcționarilor. La noi cum se întâmplă? Ei declară că cumpără Porsche Cayenne sau Mercedes cu 20.000 de lei și deja trebuie să ocupe statul. Că e așa, că nu. Dacă nu poți demonstra sursele din care ți-ai cumpărat mașină, casă, alte bunuri, păi gata, băieți, poți merge deodată la ASP și să scrii că donezi statului aceste obiecte, să nu fie confiscate. Deci că altfel noi nu vom hotărâ această problemă.